pare că nu m-am mai filmat niciodată din unghiul ăsta pentru că nu am avut loc. Pentru că astăzi ne aflăm în dormitor, dar n-avem pat. N-avem pat, n-avem saltea, n-avem noptiere, nu avem nimic. Astăzi suntem doar noi, caloriferul și asta este. Asta avem noi în cameră. Mai e o comodă și un dulap, dar atât. Aici nu putem să stăm, așa că am zis că dacă tot am locul acesta liber, am zis hai să filmez aici, că nu am filmat de mult un vlog în această cameră, mă rog, un video în această cameră. Pentru clipul de astăzi m-am gândit să povestim puțin despre favoritele din luna ce tocmai se încheie și vreau să vă zic că astăzi port pe mine o chestie de la second hand care îmi place mult de tot și care ține cald foarte, foarte bine. Este mare, este oversize, dar este mărimea S. Ceea ce, na, pentru mine este o chestie bună. Roșu, mă vedeți? Auriu, mă vedeți? Aici sunt, eu zic să începem. O să încep prima dată să vă spun că am purtat această bluză luna aceasta destul de mult timp. Este ceva de la Oliver, cred. Nu sunt sigură, dar e ceva de la second hand care îmi place foarte, foarte mult pentru că este lungă, ține cald și pot să pun câte haine vreau sub ea. Nu despre asta am vrut să vă povestesc, ci am vrut să vă spun ce lucruri interesante am descoperit eu în luna ianuarie și să vin la voi cu recomandările mele. Am și o chestie care nu mi-a plăcut și vreau să punctez și pe aceea pentru că am primit câteva întrebări legate de acest subiect. Oricum, majoritatea sunt pentru sezonul rece, să știți, pentru că afară a fost o dată foarte, foarte, foarte frig, o dată destul de cald, o dată iară foarte frig, o dată călduț și tot așa mai departe. Drept pentru care mâinile noastre suferă întotdeauna și am testat împreună cu fetele de la birou, de unde lucrez eu, creme de mâini. Da, știți că noi suntem cu cremele de mâini, noi avem creme de mâini tot timpul, noi le testăm, noi dăm verdictul cremelor de mâini. Am adus în fața voastră o cremă care, pe lângă faptul că este una dintre cele mai faine pe care le-am încercat noi de la Avon, dar este și terminată, ca să vedeți cât de faină a fost. Am primit coletul, dacă nu mă înșel, la începutul, la finalul lunii decembrie, așa. Am primit coletul și am pus-o asta bine acolo în sertarele mele de la vechea măsuță de machiaj și nu va bine că am făcut curaj și am găsit-o. Este vorba despre această cremă, să știți că este o lansare nouă care va apărea, sau cred că deja este în catalogul curent. Este vorba despre o cremă de mâini care este cu fructe tropicale. Este o cremă foarte hidratantă care mi-a plăcut foarte mult, se absorbe foarte repede în piele și miroase atât de bine a, nu știu, miroase parcă a ananas combinat cu papaya din punctul meu de vedere și miroase foarte, foarte bine, iar mirosul persistă și după ce vă spălați pe mâini. Această cremă, să știți că a fost undeva în jur de 7 lei până în 10 lei și dacă o puneți și la discount are un preț foarte bun. Motiv pentru care la noi, în sertarul cu creme, să știți că o să găsiți mereu creme de la Avon pentru că ne plac și pentru că sunt foarte bune. În momentul de față avem ceva de la Today, Tomorrow, Always, parcă. Dacă mi-aduc eu bine aminte. Și chestii ce mai aveam eu prin sertar, dar o să vă spun părerea mea despre fiecare atunci când este cazul și o să vin la voi cu păreri despre cremele de mâini. O cremă de mâini care pe mine m-a fascinat de când am deschis capacul și pentru care nu mă așteptam să avem un răspuns atât de pozitiv, deși am văzut foarte multe recomandări pentru această cremă, ca fiind una dintre cele mai hrănitoare, cele mai faine creme de mâini de pe piață, în momentul de față. Este vorba despre crema de mâini de la Nala, care este cu merișoare, care arată cam așa, cu care m-am asortat eu astăzi, după cum vedeți, și ea este roșie. Este o cremă de mâini care are 97,2% ingrediente naturale făcute handmade, zice. Nu știu ce sunt aia, cum sunt alea, dar miroase într-un fel extraordinar de fain. Dacă ar fi să vă recomand un singur produs dintre toate pe care le am eu astăzi, pe care să vi-l cumpărați, cu siguranță este această cremă de mâini și când o să o încercați o să vă dați seama că am avut dreptate. Și aceasta este aproape goală, poate dacă mă chinui foarte mult să storc, mai este cam de o utilizare. Este o cremă foarte bună de mâini. Motivul pentru care este o cremă atât de bună de mâini este că are foarte multe uleiuri, printre care ulei de avocado, ulei de măsline, unt de shea, extract de aloe vera, ulei de rapiță, extract de propolis, extract de miere. Dar este o cremă bună. Deși este foarte grasă, mâinile sunt foarte hidratate după ce folosiți această cremă și pe perioada iernii, să știți că eu am probleme cu uscarea pielii aici, în zona aceasta
a degetelor. De fapt, între degete mi se usucă foarte tare pielea. Uneori mi se și crapă cât de uscată mi este. Dar folosind această cremă, să știți că nu am avut nici o problemă. Ba mai mult, parcă nu mi se mai crapă la fel de repede pielea și dacă folosesc astăzi acea cremă, următoarele două zile eram ok. Cu aceasta de la Avon trebuie să o folosesc aproape în fiecare zi. Asta de la Nala, v-am zis, asta este luna, asta este produsul lunii, dacă vreți să spunem așa. Este o cremă care face toți banii, cred că o costă undeva la 40 de lei, ceva de genul acesta. Bun, mai departe, dacă tot vorbim de sezonul rece, vreau să vă recomand iarăși o chestie care pe mine m-a lăsat fascinată. Despre această cremă, să știți că am văzut la Andreea Pletoianu și despre următorul produs am văzut la Diana Andrei, pentru că ea este adeptă a excursiilor și merge și la munte. Mie nu-mi place foarte, foarte mult la munte pentru că este frig. Și nu-mi place la munte când este frig. Nu-mi place frigul în general, chiar dacă sunt născută pe un ger năprasnic cu zăpadă foarte, foarte mare. Nu e pentru mine. Motiv pentru care pielea mea suferă de fiecare dată și cel mai rău suferă și buzele. Însă, datorită Dianei Andornic, să știți că am descoperit un produs care m-a făcut să mă răzgândesc și să zic că poate chiar îmi place și mie la munte, chiar dacă e frig, pentru că am descoperit un balsam de buze care hidratează foarte, foarte bine buzele. Este vorba despre balsamul de buze de la Neutrogena, care arată cam așa. Acesta este un produs foarte bun și o chestie care mi-a plăcut foarte, foarte mult este faptul că are valabilitate foarte mare, asta însemnând 36 de luni de la deschidere, 3 ani de zile și este făcut în Franța. Este un produs pe care vă spun sincer că de când a venit frigul îl folosesc în fiecare zi, asta vorbim din decembrie, dimineața după ce mă spăl pe față și îmi fac toată rutina aceea de îngrijire, înainte de a aplica orice fel de machiaj, mă dau cu acest balsam. Între timp cât eu aplic mascara, nu știu ce chestii pe față și așa mai departe, acest produs acționează și îmi hrănește foarte, foarte tare buzele. Am avut o perioadă în care am avut buzele foarte uscate, dar vreau să zic că atât de uscate încât se rupea pielea de pe ele și nu am avut acest balsam de buze la mine, așa că am folosit cremă de gălbenele care mi le-a reparat instant, iar de atunci să știți că folosesc în fiecare zi acest balsam de buze. Seara uneori folosesc și acela de la Balea, cel de pe care l-am avut în calendarul advent, dar asta îl folosesc în fiecare dimineață. Nu există dimineață în care să plec de acasă fără să folosesc acest balsam. Este un balsam pe care îl recomand și care cu siguranță o să vă facă bine atât buzelor, cât și sentimentul acela că buzele sunt catifelate și nu mai simți grunșul roz și e ceea ce trebuie. Cu siguranță este puțin mai scump decât cel de la Balea, poate și chiar și cel de la Nivea, însă este un balsam foarte, foarte bun pe care îl găsiți și la DM, să știți. Dacă tot v-am zis că dimineața, după ce vă spăl pe față și toate cele fac rutina de îngrijire, rutina mea de îngrijire din ultima perioadă, să știți că este una foarte simplă. Am încercat să renunț la produse în sensul de a nu mai folosi atât de multe. Și am rămas la crema de ochi și momentan am deschisă, pentru că încerc să deschid câte una pe rând, să nu am foarte multe deschise. Am deschis acum și mi-a plăcut foarte mult și folosesc tot așa în fiecare zi acest ser cu vitamina C de la Garnier, care are și SPF 25, care arată cam așa. Să știți că este un produs foarte fain, care este destul de ieftin. Pe lângă faptul că acest produs are vitamina C, are SPF 25, ceea ce nu ar trebui să fie chiar un impediment sau o bucurie, pentru că dacă simțiți nevoia puteți să folosiți și SPF 50 pe timpul iernii. Eu mă mulțumesc momentan cu atât pentru că nu mă expun atât de mult la lumină, la soare. Din păcate, eu sunt albă ca brânza, de mine nu se prinde soarele, dar să știți că atunci când merg mai mult în exterior, folosesc și SPF 50 peste acest ser. Dar când mă duc, când stau în casă sau când mă duc la muncă, folosesc doar acest ser, care îmi oferă o luminozitate și un ten atât de frumos și luminos încât nu aș fi crezut asta niciodată. Nu aș fi crezut vreodată că o să-mi placă mie tenul acesta
luminos, care radiază, care lucește, pentru că înainte mie îmi plăceau toate chestiile mate. Îmi plăcea să am rujul mat. Acum am tot rămas la rujul mat, însă tenul vreau să fie cât mai luminos, să arate sănătos, să lumineze, să radieze. Vreau să arăt tenul așa cum este el. Și tenul meu este uleios, mai ales în partea asta. Este luminos, luminează datorită uleiurilor pe care le produce. Și pot să arăt acest lucru intensificând puțin acest fenomen, folosind acest ser care este foarte fain. Și are și vitamina C, v-am zis, da? Mai am aici o chestie care s-a terminat, dar am două de acest fel. Unul care era cu verde și unul care era cu roz, dar nu știu cu ce sunt. Pe fiecare cred că scrie. Asta este cu note fructate ce se transformă în flori albe și apoi se încheie cu note de ambră și mosc. Cam așa arată. Este vorba despre un deodorant de la Gerovital, Gerovital Dreams. L-am folosit atât eu cât și Claudiu. Da, și Claudiu folosește deodorant de la mine și eu folosesc deodorant de la el pentru că ne place mirosul. Și ăsta era un miros așa mai fresh, mai interesant. Nu este chiar antiperspirant pentru că nu am simțit că mă protejează de transpirație, ci mai mult miroase interesant și captează mirosurile acelea foarte neplăcute, dar nu protejează de transpirație, însă mi-a plăcut. Mi-a plăcut și mie, i-a plăcut și lui Claudiu și mai am puțin din cel de al doilea, pentru că atunci când l-am luat, am luat două din acest fel. Mai am aici un produs de îngrijire personală și l-am adus în fața voastră pentru că miroase foarte bine și vă spun asta că miroase nici nu știu să vă zic din ce miroase, dar miroase foarte bine. Miroase ca și Brazilian Bum Bum Cream din punctul meu de vedere, doar că este la preț foarte, foarte mic. Are și cocos, cred că prin el. Nu prea scrie, cred, aici. Zice Natural Guarana Extract, atâta. Da. Este vorba despre acest gel de duș de la Tickle Moon. Se numește Brazilian Love. Nu, scuze, se numește Sunny Brazilian Love. Am din această variantă am și crema de mâini pe care o avem acum în testare și nu am putut să vin acum să vă spun ai cât de faină. Dar ăsta îmi place mult de tot. După cum vedeți, am consumat mai multe jumătate și îmi place foarte mult. Un pic de tot, dar foarte, foarte puțin. Nu îmi place formula pentru că are aceeași viscozitate pe care o aveau și celelalte pe care vi le-am prezentat la produsele care nu mi-au plăcut și motiv pentru care nu pot să-i dau 10 din 10, îi dau, să zicem, 9 din 10 acestui produs pentru că nu îmi place viscozitatea acestuia. Mi-ar fi plăcut să fie un pic mai lichid, efectiv cât strânge atât iasă. Nu iasă mai mult, nu iasă mai puțin și din punctul meu de vedere alunecă foarte repede din palmă, dar nu despre textura lui aș vrea să vorbesc foarte mult, ci despre efectul pe care îl dă. În primul rând, miroase foarte bine. Miroase toată baia, doar acest produs atunci când îl folosesc. Lasă pielii, pe lângă hidratare și un miros foarte, foarte plăcut. Și mă simt ca și cum aș folosi Brazilian Bum Bum Cream, pentru că Brazilian Bum Bum Cream costă foarte mult și asta costă undeva la 20 de lei, 30 de lei, ceva de genul acesta. Cam astea sunt produsele de îngrijire despre care vreau să vorbim și am aici câteva cărți pe care le-am adus să vă spun despre ele. Am 4 cărți, 2 dintre ele sunt citite anul acesta, una este citită anul trecut pe final și aș vrea să vă spun despre aceasta. V-am povestit puțin și în cărțile pe care le-am citit eu anul trecut și mai am aici o carte care nu mi-a plăcut, dar vreau să o povestesc despre ea. Dar să începem cu partea bună și să vă spun că am terminat de citit această carte, Crăciunul lui Poirot, de Agatha Christie. Este o carte foarte, foarte bună. V-am spus și în topul acela că este printre primele poziții. Mi-a plăcut extrem de mult această carte. Cred că este pe locul 3, din câte mi-aduc eu aminte. Este vorba despre o crimă ce se petrece înaintea Crăciunului și Hercule Poirot caută vinovatul, doar că de fiecare dată când tu crezi că este acea persoană despre care vorbește, te lasă așa, cu gândurile în aer și zici, oare e fratele, oare e copilul cel mic, oare este Nora, oare este nu știu cine. Eu, sinceră să fiu, nu m-am gândit că este personajul despre care vorbește în text, cel care a realizat această crimă, dar este o carte spectaculoasă, te ține cu sufletul la gură și această carte merită citită.
se citește foarte repede, dar are un subiect foarte interesant și mie mi-a plăcut, sincer să fiu. Și mie nu-mi plac astea cu crime, cu chestii, mi-a plăcut alea de dragoste. Dar asta mi-a plăcut. Am aici o carte pe care am citit-o recent, am terminat-o recent. Este vorba despre cartea Bucuria de a avea mai puțin, de Francine Jay, care arată cam așa. Nu este genul meu de carte, bineînțeles, că mie îmi plac alea de dragoste, alea cu iubire, cu chestii mai interesante, mai drăgăstoase, mai iubibile, mai cute. Asta este o carte pe care nu aș fi citit-o, sincer să fiu, dar am văzut-o pe masa prietenei mele, Mădălina, și am zis să mi-o împrumute și mie. Dragi fete și băieți, aceasta este cartea care mi-a schimbat mie percepția despre casă, despre lucrurile pe care le avem și care nu ar trebui să conteze în viața noastră, și această carte a dus la schimbarea măsuței de machiaj în ceea ce am avut, în ceva foarte simplu și foarte, foarte puțin. Mi-a schimbat gândirea legat și de haine, cât și de chestii pe care le avem. De fiecare dată vreau să cumpăr, să știu că avem, dar ajung să le las într-un dulap să uit de ele sau nu le folosesc niciodată sau le folosesc o singură dată și apoi uit de ele. Aici putem să vorbim de haine, putem să vorbim de prosoape, putem să vorbim de foarte, foarte multe. Chiar și de ustensile de bucătărie sunt lucruri pe care nu le-am folosit niciodată, au un an și nu le-am folosit niciodată. Dar, da, dacă doriți măcar să înțelegeți puțin ce înseamnă minimalismul, vă recomand această carte, o să vă dați seama că noi chiar trăim într-un loc unde consumerismul este foarte, foarte ridicat. De asta ați văzut că am renunțat la foarte multe machiaje, adică am avut machiaje pentru 5 fete și cred că mai era loc. De asta o să renunț și la haine, pentru că dacă vă aduceți voi aminte, anul trecut am făcut curățenie la haine și le-am întors pe toate pe dos. Cu gândul că atunci când o să le folosesc, eu când le voi pune înapoi în dulap după ce le spăl, le voi pune pe față. Iar șocul a fost foarte, foarte mare atunci când am deschis dulapul și am văzut că o bună bucată, așa, cum zic, avem 1, 2, 3, 4, 5 rafturi de haine. Din 5 rafturi de haine, cred, aproape cu tărie că am folosit doar un singur raft de haine. Dacă le pun, că din fiecare raft am folosit câte unul, dar cam atâte haine am folosit eu anul trecut. Și am 5 rafturi. Da. Unele au... Unele sunt legate așa sentimental de mine, pentru că le am de la bunica lui Claudiu și pe acelea cu siguranță nu o să le dau nimănui, dar altele sunt efectiv niște haine pe care o să încerc să le vând pe Vinted sau o să le port pe acasă sau nu știu, o să trebuiască să găsesc o cale. Mai am și haine de când am fost mai plinuță și cu toate că sunt foarte, foarte mari, am încercat să le folosesc. Da, am câteva tricouri care să știți că am fost surprinsă cât de largi mi erau și că totuși eu le foloseam în detrimentul celorlalte care erau făcute pe mărimea mea. Dar nu despre asta vorbim, ci vorbim despre cărți. Ultima carte pe care am citit-o, am terminat-o și mi-a plăcut mult de tot și a fost foarte, foarte drăgălașă, pentru că era vorba despre pisici și despre dragostea oamenilor pentru pisici în mare parte. Avem aici Dacă pisicile ar dispărea din lume, de Genki Kawamura. Sper că nu i-am pocit numele. Am stat vreo 10 minute să caut cartea în bibliotecă pentru că nu o găseam. Este o carte foarte simpatică care vă prinde imediat și care are un subiect foarte interesant. Nu e vorba neapărat despre pisici în sine. Are legătură și cu pisicile și cu dragostea pe care o poartă oamenii pisicilor. Dar este vorba despre viitoarea moarte a unui personaj. Atunci când află că va muri, personajul principal încearcă să își dea seama ce e de făcut în ultimele zile înainte să mori. Și ajungând acasă de la medic, se întâlnește cu versiunea lui mai altfel. Adică dacă pe mine mă vedeți acum îmbrăcată în roșu cu gri, că am pantalon gri pe mine, nu m-ați vedea niciodată îmbrăcată cu pantaloni galbeni și ceva verde sus, nu știu, dau un exemplu. E, personajul principal se întâlnește cu versiunea lui care nu a existat niciodată, ceva ce nu
nu este el. Această versiune a lui este reprezentată de forțele răului, dintre bine și rău, Dumnezeu și Satana, nu știu dacă pot să spun chestia asta, dar este vorba despre această chestie. E, și domnul roșu, să-i spunem așa, care în percepția oamenilor este totdeauna roșu, este viclean, are coarne și așa mai departe, de data aceasta se prezintă în fața lui cu aceeași versiune a lui, doar că ceva ce el nu a rezistat niciodată. Chestia cea mai interesantă este că vine cu o propunere, și anume să renunțe la ceva din această lume întreagă și va primi o zi extra de trăit. Într-o zi renunță la telefoane, într-o zi renunță la filme, într-o zi renunță la ciocolată, habar n-am, sunt multe chestii la care o să renunțe și la un moment dat o să vină vorba să renunțe la pisici și aici încep chestiile să se întâmple mai drăguț. Vă recomand să citiți această carte pentru că o să vă dați seama de câteva chestii pe care le trăiți în viață și dacă sunteți iubitori de pisici o să înțelegeți această carte mult, mult mai bine. Iar ultimul lucru pe care vreau să vă-l spun este că încerc să citesc o carte și am ajuns la pagina 118 din 300, cred că, 350, da, 350 de pagini, dar nu mă prinde, nu știu ce e, o să încerc și o să-mi dau toată silința să termin această carte, pentru că nu vreau să o las necitită, că m-am încăpățânat să citesc această carte. Este vorba despre Lebedele de pe Fifth Avenue. Nu îmi dau seama de ce nu-mi place. Habar n-am. Nu o înțeleg. Nu este pe placul meu. Nu sunt singura care are această părere. Am mai primit niște... am avut un story pus la un moment dat pe Snapchat și pe Instagram și mi-a scris cineva că am terminat cartea și am zis nu. Că nu m-a prins și nu mă prinde. Și aceeași impresie a avut-o și acea fată. Deci, pentru mine, din punctul meu de vedere, este un nu. Am vrut să vă spun și acest lucru. Dacă cumva vă place ceea ce citesc eu, să știți că nu o să vă plac asta. Și având în vedere că sunt aproape deja la... Am trecut de prima treime din carte și nu m-a prins, înseamnă că ceva nu-i bine. Că de obicei cărțile pe la prima jumătate a primei treimi mă prind. Mă prind și citesc în continuare, dar asta nu mă prinde deloc. Da, nu știu. Eu doar punctul meu de vedere. Poate vouă v-a plăcut și v-ați înțeles sau poate undeva la pagina 200 o să se întâmple ceva mai interesant și o să-mi placă și mie mai mult. Cam astea fiind spuse, acesta este clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului dacă v-a plăcut. Iar în secțiunea de comentarii să-mi spuneți ce produse ați încercat voi sau ce produse recomandați voi pentru această perioadă. Până data viitoare, aveți grijă de voi. Vă pup, toate cele bune! Pa, pa!